Bună seara, bună seara. Bine. I like you, man. Frumoșilor. Știu, mersi. Știu. Hei, bună seara. Bună seara. Pentru cei care nu mă cunosc, numele meu este Sebastian Coțofană și critic industria muzicală pe YouTube fără să am vreo pregătire în domeniu, lucru cât se poate de normal în România. Corect. Corect. Adică să nu vă mire dacă peste un timp o să mă vedeți ministru sau poate chirurg plastician. Chiar și așa, fără pregătire, cred că m-aș descurca mai bine decât chirurgul Loredanei. Nu în sensul că n-arată bine, că am văzut, o femeie e bombă, e ce trebuie. Numai că după operații, cred că i-a prescris prea multă photoshopamină. Bă, voi ați văzut contul ei de Instagram? Are mobila strâmbă prin casă. Au sunat-o de la... Doamna Loredana, Săruna, am văzut poza pe Instagram. Și s-a întâmplat comoda aia de ați luat-o de la noi. E vreo problemă cu ea, că e curbat, așa, că spuneți că e în garanție. Adică nu e, o rezolvăm repede. Trimitem băieții în 20 de minute. Să trimitem doar băieții, că comoda e bine, în regulă. Am înțeles. Da. Am auzit-o și pe Anda Adam, mi se pare, făcând niște glume. Și chiar nu cred că e ea în măsură să vorbească despre Loredana când ea a auzit Bună seara, iubito, de mai multe ori decât a cântat Loredana Bună seara, iubite. Știi? Adică... Invidia. Bună seara! Te aștept ca și când... Da. Adică, înțeleg să faci o glumă. Uite, faci o glumă despre Delia. Dar nu dai nume mari. Loredana, Andra. Altceva. Andra clar are cele mai frumoase piese, deși și la ea am impresia câteodată că nu-și dă seama ce scoate pe gură. Acum câțiva ani înainte de Crăciun a scos o piesă care se numește Din ceruri ninge alb și la refren cântă Din ceruri, Mihai? Ninge? Nu știu. Din ceruri ninge alb. Că așa se numește și piesa, da? Bravo! Am crezut că face... Da. Aplauze pentru Mihai, eminența! Mulțumesc mult! Am muncit mult ca să ajung aici! Străvezie a emisiunii! Așa, bun, revenind! Din ceruri ninge alb este lecția perfectă despre cum să vorbești mult și să spui nimic. Da? Din ceruri ninge. De ce? Putea să ningă și de la metrou? Normal că din ceruri ninge, da? Și îți mai spune că și alb, pentru că ne aducem aminte cu toții de iarna aia în care a nins roș-albastru. A? Ale, ale. Și mă gândesc că Delia ar fi fost cea mai fericită dacă ar fi nins roz cu un verde din ăla neon. A? Ți-ar fi plăcut puțin? Să zicem. Sper că nu te-ai supărat mai devreme la gluma aia. Nu, aștept altele. Adică eu n-am nimic cu nimeni, eu iubesc pe toată lumea. Nu ca Analesco, dar oricum sunteți dragi. Da, și tu ești un nume mare și mi-am dat seama că ai și un suflet mare în momentul în care ai acceptat să cânti 2-in-1 cu Mihai. Adică a fost un fel de gest frumos din partea unei prietene într-o perioadă în care fumai atât de mult încât femeia a crezut că o să mori și a zis să-ți împlinească un vis. O ultimă dorință. Da, că altfel nu-mi explic. E adevărat, da. Mihai nici nu știa că am emisiunea la radio dimineața, dar nici n-avea cum. Că la 7 când încep eu, el își mai toarnă un pahar și zice că e ultimul. N-avea cum. Da, am văzut clipul, Mihai, în care spuneai că Dorian Popa e fascinant, că îți place super mult de el. Clipul ăla mai vechi, că îți dorești să fii ca Dorian Popa, nu? Mă rog, da, da. Așa e, așa da, ziceai. Da, da, da. Fiecare moment are momente în viața. Bă, ce mincinos ești. Tu, care urmărești pe toată lumea pe Instagram, ai 2000 de oameni la follow, fix pe Dorian Popa nu îl urmărești. Și așa. Știu și de ce. E invidios. Că tot aici la Ai Umor, am văzut că e leșinat după fata aia, Gianni Olaru, da? Păi și normal că ești invidios și gelos pe Dorian, că o tăvălește pe plajă, prin clipuri. Opa! E, uite, asta nu știu. Nu știai asta, nu? Da. Puse și seduse. Poftim. Da. De aia. Păi tu n-ai reușit să o pupi cu forța și hipnotizată. Și ea hâți cu Dorian de bunăvoie. Yeah. Crezi și eu că ești... invidios și gelos, nu? Nu vi se pare că are sens?
Da. Tu ai mai avut o experiență cu muzica în momentul în care ai prezentat X Factor. V-ați descurcat foarte bine tu și Drăgulin, atât de bine încât antena a cedat și le-a dat o cârcă de bani lui Răzvan și Dani să se întoarcă. Dar e foarte bine. Pentru... Mulțumesc. E foarte bine. Uite-mă cum somn. Pentru că aveau nevoie de bani, că Dani acum e cu nunta și Răzvan avea pentru o iubită nouă nevoie. Că astea, tinerele de-i plac lui, cam costă la 40 de ani, știi? Adică nu... Apropo de Lidia Buble, are și ea o piesă, se numește Sub apă, și în aia cântă la refren, mă scufund sub apă. Da? De ce? Poți să te scufunzi și peste apă sau deasupra apei? În orice caz, să se scufunde cum vrea, numai să nu facă pluta pe spate, că sperie toată plaja. Răghinu, răghinu! Strigă glasuri de copii. Da. Foarte vreo din partea mea. Nu, că nici eu nu sunt vreun... Am. Da. Despre Chelu nu pot să vă zic foarte multe, pentru că știți deja... Trupa Paraziții s-a format în anul 1994, când mama lui Chelu le-a zis băieților că au voie afară la joacă, doar dacă îl iau cu ei și pe freaca de disc. Și așa a apărut trupa. Nimic nu zice. Eu am învățat o lecție foarte importantă de la Chelu. Cum să lași loc de bună ziua. Bă, mai țineți voi minte cum acum 20 de ani Chelu cânta despre Animal X? Că zoofilix, că surdomuți, că playback, le oferea servicii orale care n-aveau nicio legătură cu stomatologia. Și acum e coleg de muncă cu Șerban Popoț. Cum e, mă, viața asta? A? De aia trebuie să lași întotdeauna loc de bună ziua. Da, asta a fost... Da. Oricum, mare noroc pentru amândoi cu emisiunea asta, că altfel nu vă mai știa nici dracu. Azi erați la fel de cunoscuți ca mine. Că, din punct de vedere muzical, nu prea ați făcut mare lucru. La tine ce-am mai auzit de scandalul cu Guess Who, aia numai muzică n-a fost, a fost... V-aș certa ca la ușa cortului, lui Velea. Nu zic că eu ascultam așa Paraziții, știi? Când era mai puștan. Și mereu am găsit muzica voastră, mă rog, violentă, agresivă, misogină, provocatoare. Tot ce e mai frumos acum în viață. Am toate motivele să cred că vă scria versurile Dana Budeanu. Și de-aia nu mai scoateți nimic acum. Că femeia și-a făcut vlog și nu mai are timp de voi, fătălăilor. Wow. Vă mulțumesc, eu sunt Sebastian Coțofană. Tot ce cântați, poate și va fi folosit împotriva voastră. Pa! Fugi! 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 Fugi, vină la noi! Fugi, bă! Ai comedie fără pauză și porție dublă de ai umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale ai umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!